Ioana Radiș și Ancuța Bodnar au fost în 2021 medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cele două sportive vicecampioane mondiale în 2019 la Linz au condus cursa de la un capăt la altul. Cum a fost anul 2021 pentru tine? A fost cel mai reușit an al meu, din toate punctele de vedere. Am reușit să aduc acasă cel mai important rezultat pe care l-aș putea câștiga, și anume aurul olimpic. În loc de așteptări, noi ne-am setat o dorință arzătoare de a veni cât mai în față, preferabil primele. Și cu acest gând am luptat fiecare lovitură și fiecare curs pe care ne-am câștigat, fiindcă le-am câștigat pe toate la jocuri. A fost un an foarte frumos, a fost cel mai bun an al nostru, dar și cel mai greu. Am avut o pregătire foarte lungă în Italia, am stat în cantonament 4 luni jumate și apoi am mers la campionatul european de la Varese, unde am cucerit aurul european. Apoi am avut Cupa Mondială de la Luzerna, unde am reconfirmat acest loc. Ne doream foarte mult să ne îndeplinim visul, să obținem medalia de aur, și pot să zic că ne-am îndeplinit acest vis și că 2021 este cel mai bun an al nostru. Niciodată nu poți să fii sigur în canotaj până nu treci linia de sosire. Având 2000 de metri pista, se poate întâmpla orice, oricât de bun ai fi, oricât de sigur, Doamne ferește, se rupe ceva sau se blochează un antebraț și de pe locul 1 poți să vii pe locul 6. Nu ne-am văzut de dinainte campioane olimpice, ne-am văzut abia după ce am trecut linia de sosire. Bodnar și Radiș au adus României singura medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ne potrivim foarte bine, suntem foarte calme amândouă, împărțim treburile, încercăm să fim cât mai ordonate, astfel încât să nu avem mult de muncă, fiindcă știi cum e, dacă lași de pe o zi pe alta și se adună niște lucrușoare care nu sunt la locul lor, după ai mai mult de lucru. Și noi încercăm să fim cu toate la zi, să nu lăsăm nimic aruncat sau pus unde nu trebuie. Nu v-ați certat niciodată? Nu, sincer, cred că odată, dar nu se poate numi ceartă, adică nu, doar pur și simplu nu ne-a ieșit ceva pe apă, am ieșit pe mal, n-am vorbit vreo 5 minute și apoi tot era ca înainte. Nu, chiar nu ne-am certat, preferăm să vorbim și să rezolvăm problema. Stăm în aceeași cameră din anul 2018 și nu ne-am plictisit. Ancuța este originară din județul Suceava, comuna Vatra Moldoviței, în timp ce Simona este din Botoșani. Ambele au descoperit canotajul la vârsta de 14 ani și au urcat toate treptele impuse de performanța olimpică. Ele concurează împreună la competițiile majore din 2019, an în care au și devenit vicecampioane mondiale la dublu vâsle. Tot în acel sezon au fost primele sportive din delegația tricoloră care au obținut biletele de participare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pretențiile sunt mult mai mari acum, așteptările sunt pe măsura rezultatelor noastre. Chiar și noi avem așteptări de la noi, ne dorim să menținem ștacheta sus, ne dorim încă un aur, ne dorim să mai batem un record mondial, poate chiar și unul olimpic la timpul acela. Va fi greu, fiindcă acum toate celelalte țări vor încerca să găsească combinația perfectă astfel încât să ne bată pe noi în concursuri. Aveți acum curajul să promiteți medalii și în 2024 la Paris? Eu am curaj. De fapt, noi avem, că noi suntem ca o echipă. Noi mereu ne susținem și mereu suntem împreună, pentru că împreună putem reuși, nu putem individual. Da, eu zic că o să fie la Paris aur. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au în față Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde marea încercare a lor este să confirme aurul din Japonia. Ceea ce îmi place mie la ProSport este faptul că nu vei vedea doar fotbal, cât intri acolo și citești și te uiți, vezi diversitate. Faptul că o să găsești informații despre majoritatea sporturilor este un lucru minunat și este de apreciat. Vreau să urez la mulți ani ProSportului, să-i mulțumesc pentru toată atenția și cu tot sprijinul că vine către noi sportivii ca să ne arate lumii. Mă bucur foarte mult că am onoarea să transmit și eu un mesaj pe această cale și doresc mulți ani de activitate în continuare și tot binele din lume.